Odată cu ieșirea din starea de alertă, lucrurile încep să se miște din ce în ce mai bine în agricultură, unul dintre puținele domenii care a funcționat la parametri în România, chiar și în plină pandemie. Astfel, după programul Tomata, unul cu priză în județul Hunedoara și care, de curând, s-a extins, fiind destinat producerii de legume în spații protejate și usturoiul, alte două culturi vor putea beneficia în curând de subvenții de la stat prin schemele de ajutor de minimis, fiind vorba despre cele de struguri și cartofi. Ce pot să spun cu titlul de noutate, că se lucrează la nivel de minister la încă două forme de sprijin, ajutoare de minimis. Vorbim de o formă de sprijin pentru cultivatorii de cartofi și o formă de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă. Urmează ca detaliile legate de aceste două forme de sprijin, în momentul în care le vom avea la dispoziție, să le diseminăm în teritoriu și să le aducem la cunoștință tuturor cultivatorilor de cartofi și a celor cultivatorilor de struguri de masă. Dacă județul Hunedoara nu este cunoscut drept unul cu potențial viniviticol ridicat, în schimb stă bine la cartofi. Iar noua schemă de minimis va fi cu siguranță interesantă pentru agricultorii care se ocupă de această cultură. De struguri sunt într-adevăr mai puțin, că nu este un sector cu pondere vitivinicolă. În schimb, la partea de cartofi, numărul cultivatorilor este mare pentru că noi avem o situație statistică cu suprafața centralizată la nivel de județ, care este, din punct de vedere al clasamentului pe culturi, undeva cartoful este pe locul 3 sau 4 ca și pondere. Primele două culturi, ca pondere, în județul Hunedoara sunt cele de porum și plante de nutreți, lucernă în special, iar cartoful depășește grâul și alte cereale.